vreau să menționez importanța acestei activități, așa cum Republica Moldova continuă să demonstreze comunității internaționale că are capacitatea de a contribui la pacea și securitatea internațională. Prin detașarea dumneavoastră, noi contribuim la o misiune importantă a Uniunii Europene. Sunt sigur că activitatea dumneavoastră, la fel ca și activitatea altor militari din Armata Națională, va fi apreciată pe măsură, iar voi, la rândul vostru, să depuneți maximum eforturi pentru a vă îndeplini obligațiunile care sunt încredințate, totodată de a studia, de a învăța de la colegii voștri, că o să aveți oameni instruiți acolo, și experiența care o să aveți să vă aduceți acasă pentru a împărtăși cu colegii dumneavoastră. De mult timp visam să particip într-o misiune din Africa și mi-a căzut oportunitatea de a fi selectat pentru Somalia în calitate de instructor în statul major. Am fost pregătit în general pentru planificarea unui proces de instruire în cadrul unor misiuni. La început, soția a fost un pic împotrivă. După ce am depus raportul, a aflat și îmi spune, de ce ai depus raportul? I-am spus, doar știi că asta este a fost un vis al meu de a ajunge în Africa. La început a fost mai greu, pe urmă s-a acomodat cu ideea. Sper să mă întorc cu brio acasă, sper să fie o misiune cu succes, care să-mi dă foarte multă experiență privind procesul de planificare a unui exercițiu și a unui instruiri. Sper să-mi fac camarazi noi din diferite țări ale lumii. Sper ca totul să fie doar din parte pozitivă, emoții pozitive. Armata din Somalia este o armată nouă, formată în 2010 și se află într-un proces de tranziție, cum s-ar spune, de la o armată nepregătită la una modernă. Și efectivul dat are nevoie de careva instruire, pe care deja eu consider că noi o avem mult mai avansată decât ei. Îmi doresc ca să acumulez experiență profesională și la reîntoarcere pot să mă împart cu experiența acumulată și cu colegii de breaslă.